Bună ziua! Ceea ce se întâmplă acum în România nu era acum 20-30 de ani. Acum în România oamenii se duc destul de mult după bani. Zic, gata, acum sunt înțelepți. Dar ei nu sunt înțelepți acum. Pentru că cea mai mare înțelepciune, dar nu e vorba de mare, înțelepciunea este iubirea. Adică ce înseamnă înțelepciune? De exemplu aici Radu Gir începe așa, într-o poezie numită Înțeleptul. Nu scuip pe înfrângerile mele, ce-am adorat nu știu să ard, și nu ridic în vânt obiele în locul stinsului stindard. Adică el probabil zice că își recunoaște faptul că nu este perfect și practic vrea să spună probabil că e bine să rămână așa modest și să-și dea seama că nu poate să facă foarte multe. Lumea este așa cum este și nu o schimbă un singur om. Lumea în care trăim, țara, orașul, se schimbă atunci când se schimbă. Dar asta nu înseamnă că eu, de exemplu, nu pot să spun ceea ce mi-aș dori să fie. Dacă se schimbă sau nu se schimbă, asta nu știu. Dar acum se promovează această chestie, să avem mulți bani, să avem mult bine în viață. Dacă avem mulți bani, o să ne fie bine. La fel cum s-a spus până acum, nu banii aduc fericirea. Ceva de genul, cineva se duce să lucreze undeva, dar nu se duce să lucreze acolo unde i-ar plăcea să muncească. Că doar, na, să fim modești. Să fim modești, da, dar de ce să nu mergem acolo unde vrem să muncim? Că nu este un anumit domeniu, este alt domeniu asemănător. Că nu este salariul 4.000 de lei pe lună, ci este 3.000 de lei sau 2.500 sau 2.000 la început. Asta este, dar ceea ce nu-mi place mie este că șefii sunt prea șefi. Adică ei cer de la noi să renunțăm așa la noi înșine pentru bani. Adică să ne vindem noi sufletele pentru bani. Adică mergi la locul de muncă, acolo unde te-ar pasiona cât de cât măcar să muncești și el zice nu faci așa, faci așa. Și, mă rog, șeful este șef. Și atunci, da, nu face așa, face așa. Mai ales dacă nu e ceva așa, vreo problemă. Sau face așa, nu face așa. Dar până la urmă omul merge acolo pentru că îi place domeniul de activitate, nu? Trebuie să fie lăsat angajatului o oarecare libertate în munca sa. Că altfel ce? Merge așa ca robotul acolo? Adică să ne vindem noi sufletul cum ar veni, să fim așa ca niște roboți care spunem tot timpul da. Așa ceva nu este permis. Să fie tratat omul în felul acesta. Nici angajații nu sunt respectați, nici clienții nu sunt respectați, șefii sunt niște nemernici. Nu este bine să permitem așa ceva. Este adevărat că șeful este șef, dar doar atât. Este și el doar un om până la urmă. Iar fiecare e bine să fie fericit. De ce să fie fericiți doar șefii? Că sunt ei șmecheri? Că începe tot cu ș? Nu este în regulă. Pe mine mă cheamă Ștefan, dar nu vreau să fiu șmecher. Vreau să fiu un om bun sau cât de cât bun și nu-mi place că șefii sunt așa cum sunt în ziua de astăzi și nu-mi place nici că angajații sunt cum sunt în ziua de astăzi. Mulți angajați sunt nesimțiți, se poartă urât cu clienții. Clienții mai rar se poartă, mai degrabă clienții se poartă frumos cu angajații acolo unde de la magazin, vreau să zic. Mai degrabă clienții se poartă frumos cu angajații și cu șefii de la magazine. Pe când înainte se spunea clientul nostru, stăpânul nostru. Bine, iarăși exagerat, dar oricum, atâta inversare a valorilor, ciudățenii peste ciudățenii, libertatea asta, parcă oamenii de-abia așteaptă o dictatură, parcă urăsc libertatea. Și după aia când nu mai au libertatea, iarăși fac urât, acum vrem libertate. Adică niște mofturoși de ăștia nemernici, care așa sau așa sau așa. E bine înainte să ne dorim ceva, să ne gândim ce dorim. Știu că uneori ne grăbim și eu greșesc când mă grăbesc. Mulți greșim când ne grăbim, dar e nevoie pe cât putem în lucrurile importante, măcar, să nu ne grăbim când ne dorim. Nu e așa ușor, mai ales acum în epoca vitezei, dar fiecare e bine să facă ce poate. O zi bună!